Bună dimineața, dragi prieteni. Îmi dați, vă rog, un semn că da, vă conectați. Exact am ieșit la ora stabilită. Am anunțat pe Facebook că voi face un live scurt, 6-7 minute. Văd că place această practică, aceste live-uri laconice pe câteva subiecte. Dobre utro, Galina. Salut, Igor, anini noi. Salutare toată lumea. Crește contorul. Dobre utro, Dima. Domn Ghenadi, vă salut. Marius. Bună dimineața, Lilia. Haideți că începem. Contorul crește, lumea se conectează, fiindcă am făcut în prealabil acest anunț. Începem să vorbim. Dobre utro, dragii sograjdani în Moldova și în diaspora. Bună dimineața, dragi concetățeni în Moldova și în diaspora. Deci, cu unia politică Dodon Voronin, bună remarcă de ieri a lui Renato Usată, este o problemă. Nu știm, și lucrul ăsta este important, cine este Mirle și cine este Mireasa. Spațiul public abundă în denumiri pentru acest bloc. Cineva îi spune blocul second hand Dodon Voronin, alții îi spun, să trăiți bună dimineața, alții îi spun că este blocul Dva Culca. Eu o să l-am numit Borta Covrigului și această expresie folclorică moldovenească. Eu o să vă explic ca să înțelegeți ce înseamnă Borta Covrigului pentru Dodon și Voronin. Expresia folclorică Borta Covrigului înseamnă nimic. Deci te alegi cu nimic în contextul electoral Dodon-Voronin. Asta înseamnă că această construcție, acest bloc nu are șanse să acumuleze 7% pragul electoral cerut de lege pentru blocuri. Explic. Și nu doar argumente în van, dar ne ducem la anul 2014, atunci când alegerile parlamentare, atunci când Dodon era într-un bloc ascuns cu partidul lui Vladimir Țurcan, Jedinaya Moldova, și stătea cu mincior pe cuptorul politic al lui Plahotniuc, cu un ciupa-ciups în mână, neavând nicio șansă să treacă pragul electoral. Și iată doar crima comisă de regim, scoaterea ilegală a lui Renato Usatăi din cursa electorală, l-a făcut beneficiar politic pe Dodon și a intrat în Parlament. Mai este chestia asta că Dodon, în cariera sa politică, s-a deprins cu incubatorul lui Plahotniuc, atunci când lui îi se creează toate condițiile, atât în 2014 cât în 2019, sistemul mixt, unde i s-a permis să practice corupția politică și de aceea a ajuns cu numărul respectiv de deputați în Parlament. Vă mai dau un exemplu de Borta Covrigului. Deci, vă aduceți aminte, Serafim Urechean, fostul primar, în 2015 s-a avântat în campania pentru primăria Chișinău cu sloganul "Gospodarul se întoarce". La moment, Serafim Urechean este drugul la catarama lui Dodon, maică îl prezintă în spațiu public pe Dodon ca un fel de Buddha, de Dumnezeu, se închină. Apoi, țineți minte că s-a lansat. Spera el că chișinăuienii o să-l voteze cu picioarele pe Urechean, dar iată, a luat un rușinos 2%. Eu sper că această abordare Borta Covrigului o să vă ajute să înțelegeți mai bine această construcție stranie Dodon și Voronin. Stranie pentru cetățeni, dar evidentă pentru ăștia care au creat-o, pentru că ei întotdeauna au fost adunat comanda. Dacă vă mai dau ceva care să vă ajute să înțelegeți blocul Borta Covrigului,
mai este altceva. Gândiți-vă la acest bloc ca și blocul noi răscolim amintirile. Asta înseamnă că, uitați-vă, cândva, de mult, exista o zvezdnaia troica, Dodon, Vladimir Nicolaevici și Zinaida Petrovna Greceană. Aici iarăși apelăm la folclorul moldovenesc, știți cum spune, fostai bade tânăr și frumos sau erai ele cochetă la hora satului. Lucrurile astea au trecut, ei sunt oamenii trecutului și uitați-vă, părțile constituente a acestui bloc atâția ani au fost la putere și unicul lucru care au făcut ei au făcut să funcționeze schemele, ceea ce înseamnă furtul statului și a cetățeanului. Deci ăștia care vin ca mă uit pe billboard-uri, deci ei vin ca și salvatori, domnule, este un fel de pciolă protiv mioda, pentru că cei care au creat aceste scheme, le întrețin, nu le pot distruge. Și unicul scop a acestui bloc este să vină să fure în continuare statul și cetățenii Republicii Moldova. Eu mă bucur foarte mult că lumea înțelege. Încă un lucru vreau să vorbesc despre tromboni. Tromboni sunt acei care iese, domnule, cu niște mutre serioase la televizor, în platou și vă vorbesc despre construcția politică sau borta covrigului Dodon Voronin. Ăștia îi ține minte că făceau propagandă și pe timpurile lui Plahotniuc, la Publica, ridicau în slăv votul mixt. Iată acum ei spun un singur lucru. Domnule, pe stânga există o forță gigantică. Sunt niște titani, domnule. Ei eclipsează pe toți. Cu referință la Dodon și Voronin. Ce mă deranjează, văd în platouri TV moderatori, jurnaliști care repetă această frază propagandistică a trombonilor lui Dodon, Plahotniuc și deja Voronin, că domnule, asta este o forță gigantică, sunt niște titani, sunt niște uriași, domnule, pe stânga, pe centru stânga. Domnule, asta e borta covrigului. Și acesta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Eu sunt de dimineață în comunicare cu cetățenii, vreau să vă spun un lucru foarte plăcut pentru echipa lui Renato Usatăi, pentru blocul Renato Usatăi. Vreau să vă comunic că avem o mobilizare fără precedent de la lansarea proiectului politic Renato Usatăi în 2014. Acasă și peste hotare, cetățenii fac liste cu prieteni, vecini, rude, cunoscuți, cei din diasporă deja sună acasă, sună la părinți, părinții merg prin sat, la rude, la prieteni și explică lucrurile și explică cine sunt hoți și cine nu sunt hoți. Mă bucur acest fapt. Încep să plouă, m-am dat un pic la dos. Eu vă doresc o zi cât mai plăcută. Mă bucură faptul că din ce în ce mai mulți cetățeni știu cine sunt hoții și cine nu sunt. O zi, chiar dacă este înnourat, o zi cât mai frumoasă. Vă doresc și, stimați prieteni, fiți convinși, noi reușim. Toate bune, o zi bună!